Bună, sunt Andreea și astăzi vă prezint devoționalul de tineri. Nu mai ești copil. Viața ta este ca un târg de vechituri. Îți scoți prietenii la vânzare, întocmai ca pe lucrurile cu care ai trăit de multă vreme. Jucării, haine, jocuri, suveniruri din călătorii și altele. Este greu să te desparți de unii dintre ei, dar te gândești că poți cumpăra lucruri mai bune de la o altă tarabă. La urma urmei, cu unii prieteni nici nu te mai înțelegi. Se dedau la bârfă și obrăznicii și tu ești mai bun decât atât. Alții se aseamănă cu niște haine pe care nu le-ai purtat niciodată. Nu este nimic în neregulă cu ei, dar gusturile tale s-au schimbat. Câțiva prieteni, ca majoritatea lucrurilor de la un târg de vechituri, sunt plictisitori și cu defecte evidente, cum ar fi amicii din copilărie cu care te jucai fotbal sau cu păpușile. Dar acum nu se mai joacă nimeni cu țigările și berea sau chiar mai rău. Nu este întotdeauna ușor să-ți dai seama ce să vinzi la un târg de vechituri și ce să păstrezi. Sau dacă ești cel care cumpără, să știi ce este un chilipir și ce este jaf la drumul mare. Același lucru se întâmplă atunci când îți cauți prietenii. Citește Filipeni, capitolul 2, de la versetele 19 la 24. Ce fel de prieteni ar trebui să cauți? Pavel nu le-a cerut creștinilor din cetatea Filipii să meargă la un târg de vechituri ca să-și caute prieteni de calitate. L-a împachetat pe prietenul lui, Timotei, și l-a trimis acolo. Ei poate că nu l-au pus chiar într-o cutie, dar a vrut să-l trimită pe prietenul lui Timotei să-i întâlnească pe bunii lui prieteni din Filipii. Era un prieten cum rar întâlnești. În vreme ce toată lumea era interesată numai de propriile vieți și interese, dar pentru Timotei cel mai mult conta să facă voia lui Hristos. Nu ai nevoie de prieteni care să-ți prezinte răul într-un mod atrăgător. Prieteni care să te placă atunci când greșești. Nu ai nevoie de oameni care să-ți spună că ești hazliu când ești beat sau că arăți mai matur atunci când ai o țigară în colțul gurii. Vrei prieteni care sunt întru totul devotați lui Dumnezeu și care doresc din toată inima ca și tu să fii aproape de El. Cu cât te apropii mai mult de vârsta maturității, cu atât vei înțelege că prietenii nu se aleg în funcție de cât de aproape locuiți unul de altul sau de cât de aproape stați în băncile de la școală, ci în funcție de interesele pe care le împărtășiți, cum ar fi sporturile, muzica, hainele, materiile de la școală sau pasiunile pe care le aveți. Când îți cauți prieteni, adevăratele chilipiruri sunt cei care manifestă interes față de Dumnezeu. Să citim acum din Biblie, din Cartea Filipeni, capitolul 2 cu versetul 21. Cei drept, toți umblă după foloasele lor și nu după ale lui Iisus Hristos.